clip am rămas foarte surprins din primul moment în care am văzut această inițiativă a acestui proiect, fiindcă, sincer, nu mă așteptam să vin la Botoșani, într-o comună despre care nu auzisem aproape nimic, scuzele de rigoare, domnule primar, dar știam în același timp de pasiunea pe care o avem aici în ceea ce privește pe Bogdan Zanfirescu. Și știm pasiunea pe care o avem la nivelul Asociației Județene de Fotbal în orice proiect. Și credem cu tărie că ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și toată această perioadă de timp la Botoșani pentru această competiție din mediul rural poate să dea într-adevăr, să spunem, rezultate și să contribuie în același timp la posibilitatea ca fiecare dintre voi să aveți o șansă egală de a juca fotbal. Stimați invitați, bine ați venit în Comuna Văculești, la baza sportivă comunală, o bază făcută pe fonduri proprii, ceea ce demonstrează că încercăm pe toate căile, cu resurse puține, să promovăm cât mai mult sportul. Acum, ce pot să vă spun, a fost o competiție frumoasă, îmi pare rău pentru că echipa mea nu se află printre dumneavoastră, dar mă bucur că echipa vecină, Șendriceni, este și a și câștigat astăzi campionatul. Vă așteptăm cu mare drag la noi și altă dată. E foarte frumos, din punct de vedere mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște meciuri foarte importante pentru noi ca să câștigăm acest campionat. Și mi-aș dori să dau mai multe goluri. Mi se pare că prezența președintelui Răzvan Burleanu este un lucru foarte bun și foarte frumos pentru copii. Competiția strânsă, jucătorii sunt buni, echipe bune, e cam grea, dar n-am.